Tinerii socialdemocrați din Mehedinți nu au uitat nici de această dată de copiii nevoiași. Astfel, în Comuna Ponoarele a avut loc o amplă acțiune de sprijin pentru cei fără posibilități financiare la început de an școlar. Secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de membrii organizației sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, de parlamentarii și liderii PSD Mehedinți și de primarul Georgică Pătrașcu, au oferit ghiozdane echipate și dulciuri școlari. Pentru școală, din partea echipei de tineret a PSD-ului de la Mehedinți, ai acest ghiozdan cu rechizite și cu tot ce trebuie ție pentru școală. Această acțiune s-a putut întâmpla și cu sprijinul domnului primar, sprijinul domnului președinte al PSD Mehedinți și al Consiliului Județean Aladin Georgescu. Încercăm în această perioadă să aducem către tineri rechizite, ghiozdane și mici bucurii și mici cadouri pentru a le face această perioadă mai frumoasă. Echipa TSD Mehedinți nu a uitat nici la începutul acestui an școlar de copiii cu o situație financiară dificilă. Astfel, secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de membrii organizației, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, de parlamentarii și liderii PSD Mehedinți și de primarul Georgică Pătrașcu, au demarat o acțiune prin care elevii din Comuna Ponoare au primit ghiozdane echipate cu cele necesare începerii școlii. Unite de la școală, da? Cu ea? Da. Serios? Da. Doamne! Cum se zice? Mulțumesc! La prima familie la care am ajuns, ne-a așteptat o fetiță blondă cu ochii precum cerul. La toată frumusețea pe care o are, bunătatea și fericirea pe care o emană, nimeni nu s-ar fi gândit la prima vedere că, din păcate, aceasta se luptă cu un handicap care îi îngreunează viața. Să ne spuneți, vă rugăm frumos, câți ani are fetița și în ce clasă este? Are 12 ani și în clasa 4, trebuie să fie între 5, dacă are probleme de sănătate, handicap de memorie mentală ușoară, nu știe să scrie, să citească, nu, cum să vă spun, nu. Da, așa cum știe să vorbească, să fie calmă, să pot să mă ocup de ea, așa, puțin de tot. Mă gândesc că acest ajutor vă prinde bine în anul școlar ce tocmai a început. Da, vă mulțumim frumos și tu, dumneavoastră și tu, domnul primar, și multă sănătate vă doresc și la toată echipa. Pentru secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, educația este prioritară, fiindcă doar prin educație se poate clădi cu adevărat o societate sănătoasă. Tocmai de aceea, cu ajutorul membrilor TSD Mehedinți, al primarului Georgică Pătrașcu, al președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu și al parlamentarilor și liderilor PSD Mehedinți, de fiecare dată când au ocazia, aceștia organizează astfel de campanii de oferire a ajutoarelor. Mă bucur să mă aflu astăzi în Comuna Ponoarele, o zonă extraordinară, după cum puteți observa, plină de oameni frumoși. Vreau să mulțumesc pe această cale domnului primar al Comunei Ponoarele, Georgică Pătrașcu, domnului președinte al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, și tuturor parlamentarilor și liderilor PSD care ne sprijină în desfășurarea acestor acțiuni frumoase. Astăzi am reușit să facem câteva familii fericite, mai exact copiii acestora, și am reușit să le aducem niște rechizite pe care să le folosească în timpul anului școlar. Tot timpul am încercat să, în aceste perioade, să fim alături de tinerii nevoiași din județul Mehedinți și nu ne vom opri aici. Avem acțiuni toată săptămâna aceasta și o să încercăm să ajungem la cât mai mulți copii care au nevoie de ajutorul nostru. La cea de-a doua casă la care am poposit câteva minute, ne-a așteptat o familie cu doi copii cuminți și timizi, dar totodată bucuroși și nerăbdători să primească cele necesare începerii noului an școlar. Uite, echipa de tineret a PSD-ului de la Mehedinți a auzit că tu pleci la școală și aici s-a dus un ghiozdan cu rechizite și cu dulciuri. Da. Da? Cum te cheamă? Marin. Și mai cum? Ionuț. Și Boța. Da. Deci, tati, mulțumesc. Mulțumesc. Să crești mare. Hai, da. Și să înveți carte, da? Da. E sora ta? Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Uităm ghiozdanel, din partea TSD Mehedinți,
cu sprijinul domnului primar și domnului președinte al PSD Mehedinți, domnului Aladin Georgescu, am încercat să aducem în această perioadă ghiozdănel cu rechizite, cu dulciuri și să vă rugăm să învățați foarte bine la școală, să vă faceți părinții mândri de voi, pentru că acești ani sunt foarte importanți și ceea ce acumulați acum o să vă ajute toată viața, da? Și când o să mai venim la voi, fratele tău îmi promise deja și vreau să îmi promis și tu că o să ai note bune și părinții tăi o să fie mândri de voi, da? Da. Pe Iuliana și Ionuț i-am găsit ajutându-și părinții la treburile gospodăriei. Având o situație financiară mai dificilă, aceștia își ajută părinții cu ce pot, însă nu uită cât de importantă este educația, astfel încât uneori când merg cu oile, își iau cărții la ei să citească. Acum eram cu vitele, că de-aia eram de acolo, eu trimeam mâncarea și făceam spălare, curățenie. Și vă ajută în treburile acasă, ziceam? Da, da. E foarte bine, trebuie să continui și cu asta, pentru că e important, dar să înveți și la școală. Și e în promisere că o să aibă note bune. Da, deci ei învață, deci nu pot să nu zic. Dar nu, cât pot ei de acolo. Da. Ce să le... Și o să venim, o să vorbim cu domnul primar și cu sprijinul dumnealui, o să venim și cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Da, da. Și o să împodobim un brad împreună, da? Da, să aveți da. Note bune la școală. Da. Da? În ce clasă sunt copiii? El este între a treia și ea între a patra. Cum se descurcă la școală? Este greu de ținut doi copii în școală în vremurile noastre? Este puțin greu, că mai ales că nu ai pe nimeni, ești singură. Este puțin greu. Da. Bănuiesc că acest ajutor, fie el cât de mic sau mare, vă ajută. Da, da, da. Când am ajuns la a treia familie, am fost întâmpinați de Sofia și străbunica ei. Ulterior, ni s-a alăturat și sora mai mare a Sofiei. Amândouă, timide, așteptau cu nerăbdare să vadă darurile pe care le-au primit, din partea TSD Mehedinți și a domnului primar al Comunei Ponoarele, cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, dar și al parlamentarilor și liderilor PSD Mehedinți. Cum te cheamă? Sofia. Sofia? Câți ani ai? Și mai cum? 7. 7 ani. Uite, din partea echipei de tineret a Partidului Social Democrat, aici ai un ghiozdănel cu toate rechizitele necesare pentru la și școală. Și cu dulciuri. Și multe dulciuri pentru tine. Ce faceți? Să înveți la școală și să fii cu minte. Da. 87. Să înveți bine la școală și să aduci toate bune acasă, da? Da. Este foarte important. Da. Nu vorbă de atâta. Să ai câteva multe informații. Pentru că te vor ajuta pe tot restul. Cum te numești, ce vârstă ai și în ce clasă ești? Mă numesc nebunul Miruna. Am 13 ani. Sunt în clasa a 7-a la Ponoare. Te bucură darurile pe care le-ai primit astăzi? Da. Cum te numești? Sofia. Câți ani ai tu și în ce clasă ești? A 0 și am 7 ani. Mulți înainte. Te bucuri de ceea ce ai primit? Da. O să-ți folosească caietele și cărțile pe care le-ai primit astăzi? O să le folosești cu drag și o să înveți? Da. Primarul Comunei Ponoarele, Georgică Pătrașcu, s-a bucurat să ia parte la această acțiune, să-i ajute pe membrii TSD Mehedinți să-și ducă la bun sfârșit campania și să aducă un zâmbet pe față și un ajutor pentru câțiva copii și familiile acestora din comuna pe care o administrează. Acesta este recunoscut pentru implicarea și devotamentul de care a dat dovadă de-a lungul timpului, iar locuitorii comunei îl recunosc drept un om muncitor, ce a dus și duce dezvoltarea localității la cele mai înalte nivele. Inițiativa este comună, atât a mea cât și a tineretului social-democrat din Mehedinți și este și inițiativa domnului președinte Aladin Georgescu. Sunt bucuros că odată cu venirea acestor cadouri pentru copii, ceea ce înseamnă rechizite școlare și ghiozdane, am reușit să bucurăm inima și sufletul lor și totodată părinții și străbunicii care au grijă de ei. Sprijinirea copiilor din familiile dezavantajate din punct de vedere financiar este un pas important, abandonul școlar fiind o problemă gravă a zilelor noastre. Mulți elevi refuză să mai meargă la școală din cauza că nu au rechizite sau un ghiozdan decent. Tinerii din organizația TSD Mehedinți și secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, cunosc toate aceste aspecte. Tocmai de aceea, împreună cu primarul Comunei Ponoarele și președintele
Consiliul Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Ala din Georgescu, dar și împreună cu parlamentarii și liderii PSD Mehedinți, organizează aceste campanii de oferire a ajutoarelor familiilor mai puțin norocoase. Mă bucur că am ajuns în Comuna Ponoarele, unde am adus un strop de bucurie în sufletul copiilor, acum la început de an școlar. Copiii au primit ghiozdane complet echipate cu cele necesare și, desigur, nelipsitele dulciuri. Echipa TSD nu ar fi putut realiza această acțiune fără sprijinul domnului primar al Comunei Ponoarele, domnul Georgică Pătrașcu, și, bineînțeles, având tot sprijinul acordat de către domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Aladin Georgescu. Mă bucur să mă aflu astăzi în Comuna Ponoarele, alături de colegii mei de la Tineretul Social-Democrat Mehedinți și alături de domnul primar din Comuna Ponoarele. Ne aflăm astăzi în această comună pentru a putea oferi în prima zi de început de an școlar unor copii din familii defavorizate câteva mici cadouri din partea noastră și cu sprijinul conducerii Consiliului Județean al domnului președinte Aladin Georgescu, să putem să facem un început de an mai frumos unor copii care nu au tot ce le trebuie. Ca de fiecare dată, este o mare bucurie pentru mine să mă aflu în mijlocul copiilor. Astăzi, împreună cu echipa de tineret a Partidului Social Democrat Mehedinți, am reușit să aducem bucurie, dar și sprijin acestor copilași din zona de nord a județului Mehedinți. Începutul de an școlar le dă bătăi de cap părinților cu venituri mici. Educația este prioritară pentru echipa TSD Mehedinți. Secretarul executiv TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, alături de membrii organizației, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, de parlamentarii și liderii PSD Mehedinți și de primarul Georgică Pătrașcu, au încercat pe cât se poate să ajute familiile aflate în dificultate financiară la început de an școlar. Aceste campanii nu sunt deloc străine tinerilor social-democrați, astfel încât și în trecut au avut acțiuni similare. Aceștia nu se opresc aici, au un plan continuarea acestei campanii în mai multe comune din județ și de asemenea pregătesc campanii viitoare de oferire a ajutoarelor pentru cei mai puțin norocoși.